Înainte de apariția științei contemporane, oamenii aveau o idee destul de ciudată despre lume. Știți voi toate legendele astea despre faptul că lumea toată se ține pe animale precum elefanți, balene și țestoase. Dar un mic adevăr în aceste legende există. Pământul desigur că nu este ținut de balene, dar o bucată mare de sos a dovedit a fi pe spatele țestoasei. Această țestoasă aligator este una dintre animalele pe care oamenii de știință o urmăresc în ultimii 10 ani. Toate țestoasele sunt echipate cu niște dispozitive și datele despre mișcările lor ajung la cercetători în timp real. Așa s-a putut afla că an după an țestoasele urmează același traseu, de la casele lor de vară la adăposturile lor de iarnă, care sunt gropile de noroi subterane unde pot să petreacă iarna. Ele sunt atât de constante în obiceiurile lor că revin în același loc în fiecare an. Dar ce s-a întâmplat cu țestoasa de pe poză? Se pare că a dormit prea mult. Ea a stat prea mult în noroi, în timp ce rudele ei au ieșit la suprafață și au mers să-și vadă de treburile lor. Mai mult decât atât, ea s-a îngropat atât de adânc că oamenii de știință credeau că dispozitivul pur și simplu s-a pierdut, dar s-a dovedit că țestoasei pur și simplu îi place să doarmă și nu se grăbește absolut nicăieri. De fapt, e straniu să te aștepți că o țestoasă în general se va grăbi undeva. Dar de ce ele se îngroapă în pământ? Înțeleg pentru ce o fac iarna, dar vara? Păi țestoaselor nici căldura nu le prea place, sunt niște reptile cu sânge rece, corpurile cărora nu rezistă expunerii prelungite la temperaturi mari. De-aia și sunt nevoite să se îngroape în pământ. Pământul rece le permite să-și păstreze temperatura corpului la nivelul necesar. În acest timp, metabolismul țestoasei încetinește și cade în somn adânc. Fix aceeași se întâmplă și iarna, când vremea e rece, doar că somnul e și mai adânc și puternic. Mai pe scurt, hibernează. Metabolism lent, lipsa necesității de a mânca și toate astea. Dar chiar și așa creaturi tenace și vechi ca țestoasele au neajunsurile lor. De exemplu, lipsa alarmei. Pentru propria siguranță, animalele uneori se îngroapă și mai adânc. Dar cu cât mai mult timp nu se trezesc și nu ies de acolo, cu atât mai dens devine pământul deasupra lor. Imaginați-vă, nu te-ai trezit la timp și încearcă să te dezgropi așa cum poți. Există riscul să te și sufoci. Primăvara, când țestoasele ies din hibernare, ele seamănă cu un spasm muscular mare, datorită acidului lactic acumulat. Ca să scape de el, trebuie să se încălzească. Ca să se încălzească, trebuie să iasă la suprafață, la soare. Dar cum se face asta când te miști cu greu? Iată, în așa situație, țestoasa este o pradă ușoară pentru oricare predător care va putea să o scoată afară. Dar dacă țestoasa nu se mișcă deja de prea mult timp, atunci cantitatea de acid lactic poate deveni critică. Iar după asta, șansele să evadeze sunt minimale. Cantitatea de pământ pe spate va fi real de mare. Apropo, știți cât de mare este bucata de pământ de pe acea țestoasă de la începutul videoului? Greutatea țestoasei este de cam 6 kg, iar pământul cu grosimea de 25 cm cântărea 8 kg. Și cu toate astea, animalul se mișca fără probleme, de parcă toată viața lui a dus pe spate așa greutăți. Și acum apare întrebarea, cum poți trăi câteva luni sub pământ fără acces la oxigen? Este una dintre chestiile care rămâne cumva un mister pentru oamenii de știință. Adică e clar, metabolism lent și toate astea, dar să respiri. Să respiri este necesar. Posibil că țestoasele se bazează pe un buzunar subteran de aer, dar nici acestea nu sunt de ajuns. Cred că chestia e în lifehack-ul folosit de țestoase, de care nimeni nu s-ar refuza. Animalele își schimbă metabolismul în alt regim. Nu vorbesc acum despre oportunitatea de a mânca fast food și de a nu pune kilograme în plus. Țestoasele pur și simplu intră în regimul lipsă de oxigen și încep să ardă depozitele de grăsime, zahăr și toate astea. De aia în organism se formează resturi, acel acid lactic. Dar aici în ajutor vine organismul țestoasei însuși. El ia calciu din carapace și neutralizează acidul, menținând compoziția chimică sănătoasă. Protejează atât din exterior cât și din interior. Cu părere de rău, niciun truc cu metabolismul și nicio carapace nu va ajuta, dacă țestoasa care hibernează sub apă va dormi prea mult. Da, țestoasele pot petrece lună după lună pe fundul unui lac și să se simtă foarte confortabil, mai ales că apa îngheață treptat.
de sus până jos și dacă iarna nu e chiar așa aspră, în gheață se transformă doar partea superioară. Aceasta împreună cu zăpada izolează apa de desubt. Pe fund acestea așteaptă liniștite primăvara. Dar dacă îngheață întregul lac, poate să se termine foarte rău. În ianuarie 2016, China a fost lovită de un frig puternic. În unele regiuni, temperatura a coborât până la minus 47 de grade Celsius. Țestoasele au început să înghețe în gheață chiar în acvarii. Apa din jurul animalelor s-a transformat în capcane. Unele țestoase au reușit să scoată capul la suprafață, dar altele au fost mai puțin norocoase. Oamenii din întreaga țară au publicat poze de genul și întrebau cum pot să-și salveze animalele de companie. Salvarea era destul de logică. Țestoasele trebuiau puse în apă caldă, apoi în prosop, apoi lăsate să-și revină. Cu unele a funcționat, dar cu altele nu. În condiții normale, țestoasele nu pot să fie înghețate și să rămână vii pentru o perioadă lungă de timp, fiindcă cu ele se întâmplă ceea ce se întâmplă cu majoritatea animalelor. Dacă acestea îngheață totalmente, în organele lor interne se formează cristale de gheață, care le deteriorează. Dar dacă țestoasele se află în apă puțin adâncă, iar gheața se formează doar pe carapace, atunci pot să rămână în viață. Nu mult timp, dar totuși. Înseamnă oare asta că țestoasa care a dormit la fundul lacului poate să treacă de pericolul mortal de îngheț? Reiese că da. Apropo, cu aceeași problemă se confruntă peștii. Aștia, de exemplu, au murit. Îngheața, care are o înălțime de aproape 120 de centimetri, poza a fost făcută în Dakota de Sud, în lacul Endis. În acea iarnă, pe suprafață s-a format un strat de gheață deosebit de gros, l-a mai și acoperit cu zăpadă, lumina soarelui nu putea pătrunde înăuntru. Lipsa luminii încurca algele și alte plante acvatice să fotosintezeze, astfel nivelul de oxigen din lac a scăzut. Peștele a murit, s-a ridicat la suprafață și s-a blocat în gheață. Apoi gheața a devenit prea multă. Iată așa s-a format acest gard din înghețată de pește. Asta de fapt e un fenomen comun care se întâmplă literalmente peste tot. Când gheața se formează, ea nu permite apei să facă schimb de oxigen cu aerul. Nivelul de oxigen din lac scade, ca urmare peștii din el pot într-adevăr să se sufoce. Ei pur și simplu nu vor putea trăi fără oxigen, chiar și iarna, când îi minimalizează consumul. Dar când iarna se întinde, peștii trebuie să se ridice la suprafață, să fie mai aproape de aer, dar ca rezultat riscă pur și simplu să înghețe și să moară. Sau să se sufoce și să moară, ambele variante sunt cam așa și așa. În acest sens, wood frog, tradus din engleză ca broasca de lemn, s-a dovedit a fi mult mai adaptată decât celelalte animale și a inventat antigelul. Când vin frigurile, ele nu caută un loc mai cald, ci caută un adăpost undeva pe pământ, sub frunze, unde îngheață. Apoi când vine căldura, se dezgheață. Atât simplu și fără efecte secundare. De îndată ce primele cristale de gheață ajung pe pielea broaștei, pielea ei îngheață totalmente. Ea devine tare și crocantă, de parcă confiată. Și nu e doar o simplă comparație. Niște proteine speciale fac apa din sânge să înghețe. Această gheață, la rândul său, suge o mare parte din apă din celulele broaștei. În același timp, ficatul acesteia începe să producă cantități mari de glucoză, care este trimisă către celule pentru a le menține. Da, broasca și îndulcește celulele pentru ca ele să nu se distrugă. Iată și avem ca rezultat un sirop de zahăr în interiorul celulei, iar pe din afară gheață. Broasca poate să reziste în așa stare, adică fără bătăi de inimă și fără activitatea creierului până nu se încălzește. Atunci apa se întoarce în organism, sângele începe să curgă și broasca va prinde viață. Dar cele mai faine sunt istoriile despre veverițele care trăiesc pe pământ. Veverițele de pe copac nu intră în hibernare, ele au treabă multă pe timp de iarnă, de exemplu să caute locurile în care și-au ascuns toate alunele. Speciile terestre, în schimb, se deosebesc. De exemplu, cele care se găsesc în zona centrală și de vest a Statelor Unite pot să hiberneze timp de 6 luni. Temperatura lor scade cu 30 de grade Celsius, adică poate să scadă sub punctul de îngheț. În așa stare, animalele seamănă cu niște boluri pufoase cu care poți jongla. Nu am inventat eu asta, citez oamenii de știință. Uitați-vă și singur la acest pui. Lui este tot una ce face omul cu el, cum îl atinge și unde îi bagă termometru ca să vadă ce temperatură are.
animalul pur și simplu doarme. Dacă ideea de a jongla cu animăluțe adormite vă pare o idee bună pentru o petrecere, să aveți în vedere că multe dintre ele sunt bolnave cu ciumă bubonică. Da, anume acea ciumă care cândva a distrus jumătate din populația Europei, așa că vă rog să fiți mai atenți. Apropo, acești gerboa în grădina zoologică din Moscova în general sunt păstrați în frigider. Nu, e totul ok cu ei, sunt vii, dar pe timp de hibernare iarna rozătoarele sunt plasate în condiții favorabile. În sălbăticii, aceste rozătoare își pregătesc locul de hibernare astfel încât să fie sub punctul de îngheț al pământului și temperatura înăuntru să nu se schimbe, așa condiții pot fi imitate în frigider. Săptămânal, zoologii verifică dacă acești gerboa sunt ok. Animalele sunt cântărite și se verifică dacă masa corporală este de ajuns ca să doarmă până la primăvară. Dacă o rozătoare slăbește prea mult, este trezită și hrănită. Apare o întrebare, dacă de trezirea lor răspund oamenii în grădina zoologică, păi cum se descurcă fără ajutorul lor în sălbăticie? Dacă să adormi înseamnă să mori de frig sau să rămâi blocat sub un strat gros de pământ. Natura nu le-a oferit animalelor care hibernează o alarmă în sensul clasic pe care îl știm, dar le-a dăruit un ceas biologic. Astfel, animalul știe cât a dormit și când trebuie să se trezească. Exact aceeași se întâmplă la oameni. Noi simțim cât timp am dormit și dacă am dormit destul. Încă o modalitate este cea a resurselor organismului, pe care animalul le adună înainte de hibernare. De îndată ce se termină, semnalul ajunge la creier. Acesta zice că nu mai are ce procesa, urmează doar moarte. Animalul se trezește și merge să caute hrană. Știți acest sentiment când deschizi ochii și simți că gata, e timpul dejunului? Păi așa e și la animale. Dar spre deosebire de noi, acestea dorm mult mai efectiv. Ele o fac pentru a aștepta condițiile potrivite. Dacă am putea și noi face la fel, asta ar rezolva o mulțime de probleme. Ne-ar oferi posibilitatea să călătorim în cosmos. Oamenii care vor călători distanțe lungi în cosmos, spre Marte de exemplu, vor trebui să ducă un stil sedentar de viață pentru o perioadă foarte lungă de timp. Să îi induci pe astronauți în hibernare artificială, apoi să-i trezești pe loc, este o modalitate ideală de a accelera procesul. Gen să dai skip la tot ce e mai plictisitor și să ajungi direct la destinație. În al doilea rând, asta ne-ar fi permis să dezvăluim secretul longevității. Oamenii care hibernează ar putea să trăiască în condiții de stres și adaptările corpurilor lor ne-ar putea oferi cheia pentru bolile care apar odată cu vârsta. Simțiți potențialul! Poate în viitor oamenii vor putea să se inducă în hibernare pentru orice perioadă de timp au nevoie, de exemplu pentru a aștepta următorul nostru episod pe canal. Glumesc, va ieși foarte curând! Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou. Nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!